Ziua Victoriei este marcată și în orașul Șoldănești, la monumentul dedicat eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial, au avut loc depuneri de flori. La miting a participat conducerea raionului, oaspeți de la Orhei, tinerii și locuitorii orașului Șoldănești. Președintele raionului Șoldănești, Alexandru Relițchi, a menționat că pe an ce trece tot mai puțin veterani vin la această sărbătoare. Actualmente, în toate localitățile raionului Șoldănești mai sunt în viață 26 de veterani și 20 de văduve de război. Doar în orașul Șoldănești au fost 76 de veterani, dintre ei doar 2 sunt în viață. Anii se scurg, dar amintirea despre faptele eroilor veșnic va rămâne în amintire și se va transmite de la o generație la alta, a mai adăugat președintele raionului Șoldănești, Alexandru Relițchi. Sărbătoarea continuă în Parcul de Cultură și Odihnă din centrul orașului. Aici participanții, oaspeții și spectatorii au fost întâmpinați de fanfara Dumbrava. În scenă evoluează interpreți și colective artistice din localitățile raionului. Pentru Radio Moldova Actualități, Andrei Bordean. Conducerea de vârf a raionului, oaspeți, veterani și locuitorii orașului Șoldănești au depus flori la monumentul eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial, sfârșit acum 68 de ani. Vicepreședintele raionului Șoldănești, Svetlana Rotundu. E 9 mai, o zi și o sărbătoare pe cât de importantă, pe atât și de sensibilă. Să ne închinăm astăzi în fața acestor câțiva bătrâni care s-au zbătut între viață și moarte, pe când sângele curgea valuri, însemnând hărțile lumii cu petale roșii de la un capăt la altul. A fost vicepreședintele raionului Șoldănești, Svetlana Rotundu. Numărul veteranilor a scăzut. În memoria ostașilor căzuți a fost păstrat un minut de reculegere cu efectuarea salvelor de foc. Președintele raionului Șoldănești, Alexandru Relițchi. Veșnică pomenire pentru toți veteranii ce nu mai sunt în viață. În semn de recunoștință propun un minut de reculegere. Astăzi, 9 mai, este un prilej pentru a îndemna tânăra generație de a participa activ la consolidarea țării. Principiile democratice rămân unica soluție pentru promovarea unei societăți în care fiecare persoană este acceptată și protejată, indiferent de origine socială, limbă vorbită sau o apartenență politică. 9 mai este o dată cu semnificație dublă, marcându-se sfârșitul celor de-al doilea război mondial și ziua Europei. Uniunea Europeană înseamnă azi mai puține frontiere, mai multe oportunități, o Europa mai curată, studii în străinătate, egalitate de șanse, libertate, securitate și justiție socială. Republica Moldova trebuie să progreseze tot mai mult în drumul său de integrare europeană. A fost președintele raionului Șoldănești, Alexandru Relițchi. În memoria celor care zac în pământul străine, cuvânt de felicitare s-a oferit Anastasiei Pânzar, elevă la liceul teoretic Alexei Mateievici. Datorită vouă, astăzi trăim în pace. Nu vom uita sacrificiul pe care l-ați făcut. Iar datoria noastră este să avem grijă de dumneavoastră. Cinstirea eroilor constituie o contribuție la viitorul nostru, la integritatea morală a societății noastre. Memorie veșnică eroilor! Sărbătoarea a continuat cu un concert în Parcul de Cultură și Odihnă din centrul orașului. În scenă au evoluat interpreți și colective artistice. La 9 mai s-ar cuveni să serbăm Ziua Victoriei sau Ziua Europei. Aceasta este întrebarea pe care am adresat-o locuitorilor din orașul Șoldănești. Europa, dar noi nu suntem încă în Europa. Cum sărbăm? Ziua Europei у нас неофициально хотят там праздновать, а это по закону, по конституции 9 мая день победы празднуется. Ziua Стими, через батрин, через бизнес. Да ну на Стими, я стою libertatea noastră. Била фашизму ăsta negru. Ziua Victoriei. Vremea în Europa, poate mai e o viață mai bună, sperăm la bine. Sărbătoare dublă. Ca Victoriei, e clar. Cunoașteți că e și Ziua Europei? Da, măi, nici nu știu ce cunoaște. A Europei, ori cu ei. Ziua Victoriei. A sărbătoresc cu mătrie nepoță că... În localitățile raionului Șoldănești mai sunt în viață 26 de veterani și 20 văduve de război. Pentru Radio Moldova Actualități, Andrei Bordian.